În data de 13 septembrie, în jurul orei 16:30, în municipiul Călăraș pe DN3, în zona Piscicola, a avut loc un grav accident rutier în urma impactului dintre o autoutilitară și un autoturism. Accidentul s-a soldat cu o victimă ce a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Călăraș. Cauza probabilă a accidentului a fost neadaptarea vitezei pe un sector de drum în curbă deosebit de periculoasă, semnalizată corespunzător. Se pare că șoferul autoutilitarei a pierdut controlul direcției de mers și a intrat pe contrasens, intrând în coliziune cu autoturismul. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Orei 16:20, un bărbat în vârstă de 37 de ani în municipiul Călăraș, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN3, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 41 de ani. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcotest, rezultatele fiind negative. Conducătorul autoutilitarei a fost rănit, fiind transportat la spital. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.